ce să vă spun? Vă spun exact realitatea. În fiecare lună schimbăm la bilete, planetare, praf. Nici o gară, nu din județ, din țară, nu arată așa de urât cum arată asta. Ar trebui să, cel puțin, mai ales că e gara și e foarte importantă și circulă foarte multă lume și în oraș și spre gară, ar trebui cel puțin primăria să implice și să amenajeze și să facă o parcare ca lumea să asfalteze aici în față. E chiar dezastros. Cel puțin din punctul meu de vedere e foarte dezastros și e păcat pentru că s-a investit atât în gară cât și peste tot locul. Și aici ar trebui... O implicare la nivel de administrație cred că ar fi... Da. În primul rând foarte important ar fi ca și de foarte mult timp dezastrul ăsta care e aici în gară. Deci chiar e rușinos pentru noi că avem o gară frumoasă, avem un oraș frumos, dar unde e cel mai important să vede cel mai mult, nu se implică nimeni să facă. Nu știu de ce nu se vede lucrul ăsta, că ar trebui să se vadă. Că eu cred că și cei mai mari, știu eu, de la județ, de la primărie, oameni importanți de la noi din oraș, circulă, eu nu cred că nu circulă cu trenul, nu circulă cu mijloace de transport. Și în primul rând ar trebui să asfaltez aici, să fac o parcare super ok și să nu mai fie gropile astea, să fim și noi, adică cine vine străin să aibă ce vedea în față. Deci situația e groaznică, e crâncenă. În anul centenarului ți-e și rușine. Aici în față o să vină poate nu milioane cum se laudă ei, dar o să vină niște sute de mii de oameni la Alba Iulia și o să coboare în gară și o să vadă, cred că nici în 1918 nu arăta atât de rău aici. Am făcut și mai multe demersuri, se invocă aici faptul că acest teren, această parcare în cartea funciară este proprietatea celor de la Căile Ferate Române. Treaba asta e invocată de 20 de ani, ori eu ca administrator, tocmai asta aș avea în obligație, să rezolv situații de astea delicate, adică să creez o punte de legătură, o comunicare cu cei de la Ministerul Transportului. E inadmisibil să nu poți în 27 de ani să găsește o soluție să facă 500 de metri pătrați, 1000 de metri pătrați cât să aici să îi amenajeze. Ce informații am, așa cum că cei de la CFR, Ministerul a promis că în anul centenarului o să se facă, dar nu știu la ce nivel, nici măcar de studiu de fezabilitate, proiectare, nu cunosc detalii mai mult de aici, însă primarul ar fi avut obligația asta să rezolve problema în 27 de ani. Ar trebui să se pune de acord, orică e primăria, orică e gara, să facă, să ceva, că altfel, nu știu, am adus noi cărămizi de acasă și am pus în gropi. Uitați-vă acolo, filmați, să vedeți cărămizile puse de noi, că s-a făcut groapa de nu mai puteam trece peste groapă, groapă de 2 metri pe 3. Vă dați seama, nu se mai poate în halul ăsta. Și rușine, domne, vin aici turiști în Alba, și la o gară așa de municipiu. De a doua capitală a țării. Smart city, smart. Se vorbește despre multe, dar păi, e la pământ, vă spun sincer, nu știu. Oricum, e foarte... În condițiile în care în toate țările civilizate, transportul cu trenul pe calea ferată, la un nivel de multe ori mai înalt decât cei care merg cu avionul. Pur și simplu, asta e realitatea în Italia, în Germania și în toată Europa civilizată. La noi... Povestea asta e dureroasă. Nu interesează decât banii. Atât. Altceva nu interesează. Nu interesează de popor. Absolut nimic. Șomării lor salariile. Gândiți-vă că nici într-un stat din Uniunea Europeană nu se câștigă mai mult la stat ca la privat. La noi e invers. La stat se câștigă mult mai mult, dublu sau triplu, și la privat. La privat 11 milioane pe lună. S-au mărit salariile la 19 milioane. Știți cât luăm în plus? 32 de lei. Simțiți în buzunar?
când are creșterile. Ce să simțim, domnule, că s-au scumpit motorile, s-au scumpit prețurile, s-au scumpit toate după chestia asta cu a PSD-iștilor ăștia. Și cu ce ne ajută pe noi poporul? Cu absolut nimic, vă spun sincer. Dar nu știu unde se va ajunge țara asta, dar e dezastru. Uitați-vă numai aici în gara asta. Ce puteți vedea aici în gara asta? Nicăieri, dar nu în țară, în lume nu vezi așa o gară. Duceți-vă și la aia din Teiuș, că e mult, mult, mult peste asta din Alba. Sau la aia și la aia din Vințu. Vă dați seama, în Vințu e mai ordonată ca asta din Alba. Nu știu ce să vă ajunge, dar după mine, eu zic că trebuie făcut o schimbare din temelii. Din temelii, și aici la nivel județean și în țară. Păi nu se poate, domnule, așa ceva. Știu că au venit turiștii și își făceau cruce, domnule, când vedeau așa ceva. Gândiți-vă la un lucru faptic, concret, pe care îl puteți verifica. În momentul în care ai trecut granița spre Ungaria, toate trenurile circulă cu 200 de kilometri. Deci nu toate trenurile, dar se circulă peste 200 de kilometri. Noi de-abia acum creăm infrastructura ca să facem la 160 de kilometri, unde n-am ajuns. Deci noi încă nici n-am făcut ceea ce ei au la nivelul cel mai de jos, adică similar cu perioada anilor 80, la nivel de circulația personalelor, care opreau în toate gările și aveau o viteză mai mare cu mult atunci decât au acum la noi acceleratele. Faci 10 ore de la Alba Iulia la București cu trenul, vă dați seama. Sau dacă te duci din Alba Iulia până în Budapesta, după ce ai ieșit de acolo, din Ungaria, de la graniță, e mult mai scurtă distanța în timp, vorbind, care traversezi toată Europa. E inadmisibil, au distrus efectiv în 27 de ani transportul pe calea ferată. Cine se face vinovat de asta, poate dumneavoastră cu presa puteți să verificați, dar este clară treaba. Știți că am trimis scrisori la ministerele care au clădiri aici. Am primit de la Ministerul Transporturilor, în care ne spun ceea ce vor începe lucrările prin aprilie. Renovare, gară, platforma din față, tunelul ăla de trecut, garduri, o grămadă de lucruri pe care îl vor face acolo. Gara este o poartă de intrare și mă bucur că partidul ăsta, vă spun, de la Ministerul Transporturilor l-am primit. Ceea ce au spus că fac este ok, să dea Dumnezeu să facă lucrurile astea, pentru că atunci, măcar cu gara, suntem într-o zonă bună. O să... Piața Gării nu este a noastră. Nu e a noastră, tot a lor. Este a lor. Da. Care arată foarte bine, da. Știi. Deci e iluminat. Deci partea, cum să vă spun eu, drumul se duce așa și pe urmă se face curba care merge spre autogară. De unde se face curba până în peretele gării, tot este a CFR-ului. Noi am încercat de foarte multe ori să-l primim înapoi ca să ne putem ocupa de el. Nu arăta în halul ăsta. Acum i-au spus că o să-l facă, o să-l asfalteze, o să-l refac iluminatul și tot ceea ce trebuie făcut acolo. Mi se pare că am la tine sau la Silvia Moldovan, am dat-o ca să o țină, ca să o avem martor. Când o să doriți, vă pot face copii după aia să vă arăt ce au scris ea. Ai tu? Oare Mihai. Deci vă poate da ca să vedeți ceea ce au spus. E ok. Deci au fost primii care au răspuns.
Dacă România, viitorilor 100 de ani, notați-o și țineți-o minte, că voi o să trăiți mai mult decât mine, să dea Dumnezeu, nu termină cu ceea ce înseamnă această lege a funcționarului public, eu vorbesc asta de astăzi, și nu reface totul așa cum trebuie, poate o să mă întrebați cum trebuie, știți și voi cum trebuie, deci nu creează Dumnezei, că el e funcționar public și a jurat cu mâna pe Biblie și cu cealaltă mână pe altă Biblie, hârtia aia, deci dacă asta nu se termină, în România vor fi mari probleme, deci nu putem să discutăm de dezvoltare. Este de sus până jos. Nu se invocă altceva decât, domnule, știți, legea cu tare. Această frică pe care o știți din toate poveștile de Curtea de Conturi, de DNA și de nu știu cine, este un motiv de a lor da, sta să zacă. Și tu, ca și șef, poți să te învârți și să urli și să te enervezi cât vrei. Singura chestie să pui ținta pe el și să stai un an de zile să tot sancționezi și să te duci, să-l măsori, să-l vezi când intre și când iasă. Lucrurile astea nu se pot face. Nu poți să stai să păzești 1000 de iepuri. Nu toți sunt așa. Dar vă spun, este jale. Și asta a spus-o un ministru, după ce am spus eu, a spus-o și el, nu mi-a dat dreptate. Și că... care eu cred că va face treabă, dar mi-a spus că o spune și public și urmele se va duce. Deci, o spun și eu, dacă România, din tolul 100 de ani, nu se va gândi la ceea ce înseamnă, hai să spunem, angajații, de la președinție, dacă vreți că începem de sus, în administrație, să fie altfel, să știți că acolo vom ajunge. Adică, implodăm, ne ducem tot în jos, ne facem că lucrăm, banii rămân după o lună pe alta, sau să fac lucrări așa cum se fac lucrări, pentru că, din păcate, și eu văd chestiunea asta, vă spun, am mai dat așa cât un colțișor și în primărie, însă am grijă să-l tund repede, lucrurile nu vor fi bine. Și încă un lucru, domnule, sindicatele sunt sindicate. Voi nu știți despre mine, am fost printre primii sindicaliști din județul ăsta, însă eu am înțeles cu totul altceva. Sindicatele sunt sindicate și să nu amestecăm una cu cealaltă. Nu poți să dai legi și să faci lucruri la îndemnul sindicatului. Și vă spun de această lege cu nivelarea, de care se tot discută, cu echivalarea salariilor. Eu am spus-o și o spun încă de 1000 de ori. Dacă, așa cum spune și doamna ministru, în 1922 salariile vor fi echivalate, puteți să uitați de ceea ce de România și de toți. Nu există doi oameni egali. Nu poți să-l plătești, dacă are acelea studii și aceeași pregătire, pe unul care se ocupă de nu știu ce, la fel ca și pe altul care se ocupă de lucruri foarte hard. Deci nu poți să faci lucrurile astea. Dar asta se dorește în România. Echivalare, nivelare. Un jurist de la primăria din Alba Iulia, care are 5, treapta 5 superior, va avea același salari, indiferent cu ce se ocupă el, cu un jurist de la și Consiliul Județean sau din Ministerul nu știu care. Asta se dorește. Deci asta este cea mai mare prostie. Și asta este un lucru pe care și la mine tot îl cântă și tot îl bat sindicatele. N-am avut ce face, era ordonanță, trebuie să respect legile țării, însă încă o dată vă spun și putem să verificăm salariile care au fost făcute, așa cum spunea legea, primarul stabilește salariul în funcție de orizontală, de verticală, de importanță. S-a adus și orizontala și verticala și importanță. Luați, fraților, unde lucrezi? La arhivă. 30 de ani în primărie, normal că ai ajuns la maxim. Cariera. La arhivă. Ai același salariu ca și cel care semnează de milioane de euro care trec pe la el de la investiții. Superb, interesant. Să nu spuneți vreodată că asta este o chestiune comunistă. Să știți că în vremurile celelalte de 90, așa ceva nu există în România. Au fost cele mai bine stabilite în România salarii legate de muncă. Nu pot să vă spun că putea să fie peste totul o să se plătească, însă atunci se plătea, era o gestiune a carierei. N-au făcut-o tovarășii. Și a fost un program a Băncii Mondiale prin anii 80 sau 70 și ceva, puteți să căutați, care au finanțat, dar lucrurile s-au făcut atunci. De atunci, intrăm la egalizare. Nici măcar nu este socialistă treaba asta. Nu, eu nu găsesc nicio explicație de ce se face lucrul ăsta. Eu n-am nicio problemă și doresc. Medicii trebuie să aibă salarii, profesorii,
comparații de genul ăsta pe care le-am văzut, că un șofer de la o primărie are salariul mai mare decât un profesor. Dar să nu-i problema șoferului la primărie și a primăriei. Sau dacă șoferul de la primărie va avea salariul mai mic decât profesorul, profesorul va avea salariul mai mare? Astea sunt alte discuții. Ne ducem acolo. Ca să vedeți ce povestim și ce discutăm. Lucrurile astea, chiar dacă e bucuria sau ceea ce înseamnă centenarul, trebuia să vi le spun. Și eu o să ne întâlnim mai des să vă spun și ce încercăm să facem cu Asociația Municipiilor. Pentru că, din păcate, lucrurile merg foarte prost. Toți suntem nemulțumiți, nu nemulțumiți. Că... Da, hai să-i spun nemulțumire că au fost tunse veniturile primăriei. Dar să știți că banii ăștia sunt banii voștri. Banii voștri a cetățenilor, care în loc să rămână aici, se duc la unde se duc. A, dar nu sper, după ce termin. Dacă se vor face din ele, din acești bani autostrăzi sau nu mai știu ce, se vor da la medici, parcă nu mă doare atâta sufletul. Dar sunt banii voștri. Ăștia sunt banii voștri. Nu vreau să fac comparația pe vremea guvernului Boc, când cu fruntea sus și cu pieptul scos au tăiat 25%. Nu, aici am fost mult mai tari și am făcut o lege, am încălcat tot ce am putut și ne-am tras frumușel. Cum poți să-i spui municipiului Alba Iulia, care e 51 de milioane, bugetul din cote pe venit? Cum poți să-i spui chestia asta? Și dacă faci 100, putem să o cotim noi. Ce faci cu restul de 49? Dai, nu, nu, pleacă acolo. Sper să se schimbe, că noi asta batem. Dar cum poți să gândești așa ceva? Și acum mai vine cealaltă chestie. De ce să te zbați în ghilimele ca să aduci forță de muncă, să faci, să se construiască fabrici și uzine, să se întâmple ceva, când de fapt banii se duc acolo? N-aș fi putut, după atâția ani de administrație, să cred că se va întâmpla așa ceva. Noi mai avem încă o speranță, că se vor regla. Și vă spun, speranța este nou ministru al finanțelor, pentru că el știți prea bine că a votat și în comisie, procentul mare a fost, ne-am întâlnit cu el. Dar acum, nu știu câte, mi-am spus, băi, zic, dacă tu te apuci de chestiile astea, nu-ți dau 6 luni, că voi 6 luni e termenul, îți dau mai puțin. Sper să înțeleagă toți de acolo și șeful lor că nu vrea să facă lucrurile.